Una dintre principalele măsuri adoptate recent de guvern vizează tichetele sociale pentru alimente, care vor continua să fie acordate persoanelor cu venituri mici. Plafonul veniturilor pentru acordarea acestor tichete va fi majorat de la 2000 de lei la 2200 de lei. Această măsură asigură faptul că pensionarii care au beneficiat anterior de aceste tichete nu vor fi excluși de pe lista beneficiarilor din cauza creșterii pensiilor. Tichetele vor fi acordate în continuare, o dată la 2 luni, oferind un ajutor pentru peste 2 milioane de oameni, inclusiv pensionari, persoane cu dizabilități și familii monoparentale, pentru achiziția de alimente. În acest an, cardurile sociale pentru alimente vor fi încărcate în lunile octombrie și decembrie. Un alt punct important al noilor reglementări se referă la creșterea plafonului de venituri până la care pensionarii pot beneficia de compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Guvernul a decis majorarea acestui plafon de la 1.830 de lei la 2.020 de lei pe lună. Astfel, aproximativ 2.350.000 de pensionari vor avea acces la medicamente la prețuri considerabil reduse în conformitate cu noul prag stabilit.